Da, s-a nimerit că astăzi, fiind înălțarea o zi ca și sărbătoare mare pentru români, să facem aici la Monumentul Eroilor să aducem de fapt un omagiu celor care s-au jertit pentru țară, oameni care îți demn de a fi omagiat de noi toți. În pace Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Pentru pace de sus și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici și unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm, pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, pentru cinstita preoțime cea întru Hristos și diaconime, pentru tot clerul și tot poporul Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru poporul român cel binecredincios de pretutindeni, pentru armata țării noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Pentru satul acesta, pentru toate orașele și satele, pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește! Să se sfințească cu folosințele cereștilor celor fără de truputeri și pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi adu-ți aminte, Doamne, de poporul român cel binecredincios și de armata țării, de robii Tăi care stau de față și se roagă împreună cu noi, de cei ce pentru binecuvântate cauze nu s-au întâmplat a fi aici, dar ne-au poruncit nouă nevrednicilor să-i pomenim. Adu-ți aminte, Doamne, miluiește-i pe toți după mare mila Ta. Tu ești izvorul milei și adâncul de nepătruns al milostivirii. Ție slavă îți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Pentru fericită adormire veșnică odihnă-fă, Doamne, sufletelor adormiților robilor Tăi pomeniți cu tot neamul lor, și fă-le veșnică lor pomenirea, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Dumnezeu să ierte cu drepții să-i numere, iar pe noi să ne miluiască un singur bun și iubitor de oameni.
cânta pe elevul Lucuș Gabriel cu poezia Scut și armă. Domnul Scut, să ne iubească, ca să-și vă prăticăm, prin departe să putească, să țara răbună, țara mâinilor popor, ne prin vremă ce ne ceară, altă armă n-am avut, mai dragă ca de plară, ce românii ne răsară și pe domnul. Dar ne fost destul atâta, te-ați lovit. Vom invita notabilitățile, oficialitățile locale, pe cei care doresc și care s-au pregătit în această... Tare, Românie, țara mea frumoasă, din păcate nu mai ești a noastră. Te-au vândut pe o mână de arginți și s-au înfipt în tine cu ai lor dinți. Te-au sfârșiat până n-a rămas nimic, atras de tine cum și cine a vrut. Te-au rupt, te-au aruncat, te-au tăvălit, ai sângerat și dincolo de prut. Acum, uimită, dintr-un colț de uiți, cum unii vin, de parcă le-ar păsa, își leagănă suav ale lor zburci, vor să le dai ce n-au putut avea. N-au putut să-ți ia acela pus, nici răsăritul n-au putut să-ți ia, atâta timp cât Dumnezeu e sus, să știi că tu ești România mea. Și unde crezi, e bine.
pe elevele Copa Fiera și Crisacariu Cătălina cu poezia Țară cu ochi de lumină. Țară de cântec plină, țară cu zâmbe de floare, țară cu ochi de lumină, cine ești tu oare? Adânc ești în inima mea, inima mea în tine, mai apare uneori ca o stea, dar cine ești tu? Cine? Ești cerul cel fără de hotar sau zâna ce împarte doar bine? Eu știu cine ești tu, țara mea, eu sunt doar o parte din tine. Oh!
armonie. E timpul nostru să luptăm și pe pământul ce ne arde nicio fărâmă să nu dăm. Nu plânge, Maică Românie, pentru că dacă noi pierim, copiii noștri peste veacuri onoare ne vor da oștiri. Nu plânge, Maică Românie, adună tot ce cu soare, ne cheamă și pe noi la praznic, că România va fi mare. Slavă lui Dumnezeu pentru sănătatea cu care ne-am vrednicit pe toți, pentru a putea participa astăzi la această frumoasă sărbătoare a Înălțării Domnului Hristos, sărbătoare la care creștinii noștri autentici s-au obișnuit de foarte mult timp să-și aducă aminte de eroi, să-și aducă aminte de cei repausați care nu mai sunt printre noi, dar care prin jertfa, prin activitatea lor, prin tot ceea ce au întreprins acum 100
și acum sute și probabil mii de ani, s-au făcut pildă demnă de urmat pentru noi și mântuirea noastră și pentru urmașii noștri. Mă refer la eroi, la martiri, la toți cei care și-au dăruit viața, la toți cei care au plătit cu jertfa supremă pentru ca astăzi pământurile acestea să fie libere, pentru ca pe aceste pământuri omul să se poată bucura în pace, să se poată închina liber și să poată să-și construiască o viață și un viitor binecuvântat. Vreau să fiu foarte concis pentru că e firesc ca oboseala și emoțiile. Oboseala și emoțiile să se citească pe chipurile celor mai tineri, celor și celor mai în vârstă și să conchid cu mulțumiri, cu vii mulțumiri adresate corpului profesoral care ne-au înlesnit posibilitatea de a pregăti acești copii deosebiți, să mulțumesc nu în ultimul rând Consiliului Local și domnului primar pentru bunăvoința de care a dat dovadă fiind alături de noi și de această dată, să vă mulțumesc dumneavoastră părinților care ați avut bunăvoință și i-ați lăsat pe copii alături de noi și ați avut încredere în noi și în părintele Alexandru și nu în ultimul rând și în mine. Să mulțumesc domnului Balcan, care de fiecare dată, de multe ori cu voie și fără de voie, alături de noi și se implică plenar și de această dată a făcut o slavă Domnului. Și încă o dată să mulțumesc lui Dumnezeu pentru vremea bună și pentru tot ce a rânduit cu pace pentru noi în aceste zile. Dumnezeu să vă aibă în pază și să ne trăiți!